Astăzi am ajuns la psalmul, care știe, 129, o cântare a treptelor sau unul din psalmii ascensiunii, a urcării, da, evreii mergeau spre Ierusalim, spre închinare și cântau împreună acești psalmi extraordinari care credem că au un cuvânt special și o învățătură deosebită pentru noi astăzi, în această dimineață de noiembrie, care arată ca decembrie, 2023, la Rema. Sunteți gata? Cine e gata să spună amin? Amin. Destul m-au asuprit din tinerețe, să o spună Israel. Destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea. Au tras braz de lungi pe ea. Domnul este drept. El a tăiat funiile celor răi să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul, să fie ca iarba de pe acoperișuri care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Vă binecuvântăm în numele Domnului și cine vrea binecuvântat să spună amin și aleluia. Vă rog să recupați locurile. Este o bucurie să fim în casa lui Dumnezeu și să discutăm azi despre unul din psalmii ascensiunii. Continuăm lista acestor psalmi pe care, cum spuneam, pelerinii îi cântau în timp ce urcau spre Ierusalim. Acest psalm, la prima vedere, pare destul de intens, nu? Nu știu ce ai înțeles ultima oară când l-ai citit. Da? Eu de zeci de ani îl citesc și încerc să înțeleg despre ce este vorba. Astăzi vrem ca împreună să descoperim frumusețea acestui psalm și să înțelegem că de fapt acest psalm vorbește despre perseverență. Perseverență. Perseverența, spunea cineva, este munca grea pe care o faci după ce ai terminat munca grea pe care ai făcut-o. Câțiva care au terminat facultatea au râs aici. Restul sunteți în curs de. Perseverența este o calitate extrem de importantă, de care toți aveam nevoie. Eugene Peterson, unul din specialiștii psalmilor, spunea că acest psalm vorbește despre încăpățânarea de a nu renunța. Deci acum să vorbim puțin despre noi. De fapt, ca să vă fac viața mai ușoară, vorbesc despre mine. Când eram tânăr, aveam tendința să mă las foarte ușor. Mai este cineva aici ca mine? Nu ridicați mâna, că vă vede mama. Datorită legilor care ne guvernează, totul se realizează pe acest pământ în urma perseverenței. De la mersul pe jos a bebelușului, el cade, dar perseverează. Până la bastonașele din clasa întâi, de la curtarea fetei care în mod constant refuză, trebuie să perseverez, nu e așa? Până la trezitul dimineața, studenții mei, mă auziți? Până la carnetul de șoferi, sunt aici care au dat de 7 ori, Dumnezeu să vă binecuvinteze, că ați luat 8-a oară. Și asta este perseverență, nu e așa? Totul necesită perseverență. De fapt, arată-mi un om de succes și am să-ți arăt în aceeași persoană un om care a perseverat. Nimic în viața asta nu-ți vine ușor. De fapt, ceea ce-ți vine ușor costă foarte scump. Perseverența este cheia reușitei în viața de zi cu zi. Tot ceea ce ai realizat bun până acum, ai realizat datorită perseverenței tale. Poate unul din cele mai mari exemple de perseverență este Thomas Edison. Thomas Edison a fost un inventator prolific. Cea mai cunoscută invenție a lui, evident, este becul. Da? Invenția asta a lui a transformat lumea ca nicio altă invenție, pentru că a transformat noaptea în zi. Ceea ce oamenii în general nu știu, este cât de mult a lucrat omul ăsta, câte eșecuri
câte falimente a avut înainte de a fi primul care a realizat becul ce a putut fi comercializat. Mulți nu știu că el a dezvoltat și bateriile de stocare, cele alcaline. Știi prin câte experimente, câte falimente, câte eșecuri a trecut Edison ca să poată să creeze primul bec comercial? Cineva ghicește? 9000. Când a fost întrebat într-o universitate prestigioasă care l-a chemat, am fost întrebat, auzi, te-ai gândit puțin la viața ta și la timpul irosit fără să obții niciun rezultat? Și Edison a răspuns, rezultate? Omule, am avut o mulțime de rezultate. Acum știu câteva mii de lucruri care nu vor funcționa niciodată. Wow! Wow! Ce perspectivă extraordinară, nu? Mulți fani ai basketului, am mai spus odată parcă asta, Giannis de la Milwaukee Bucks are al doilea nume de grec, mi-e foarte greu să-l pronunț și nu vreau să mă fac de râs. Căutați-l pe internet, da? A fost întrebat într-o conferință de presă despre eșecul calificării echipei lui și el a răspuns la această întrebare cu o altă întrebare. L-a întrebat pe reporter, i-a spus așa, ascultă-mă bine, Jordan, Michael Jordan, cel mai mare jucător de basket din istorie, a jucat 15 ani în NBA și a câștigat 6 campionate. Ceilalți 9 ani. Au fost eșecuri? Și reporterul spune nu. Și Gianni spune, vezi, sunt ani buni sau ani răi. Perseverența este cheia. În viața ta, de multe ori te uiți în spate și zici, ani irosiți. Ani în care n-am reușit. Ani în care am fost văzut ca un faliment. Și viața mea arată foarte rău dacă mă uit la anii ăia. Ceea ce vreau să înțelegem astăzi este că perseverența este cea care ne duce până la final, ne trage de guler, de mânecă și ajungem să câștigăm nu numai cu victorii, ci și cu înfrângeri. Pentru că sunt ani buni sau ani mai răi. Caracteristica celui care rezistă, celui care ajunge la capăt, este perseverența. Perseverența descrie o persoană care nu cedează. De obicei, ăștia sunt foarte enervanți. Nu? Ăștia nu cedează niciodată. Și ceea ce obține un om prin perseverență, atenție mare, este consistența. Nimeni nu a reușit ceva important fără perseverență. Dar să vă povestesc puțin despre mine. Da? Am fost întotdeauna un introvert. Am fost fricos în fața mulțimilor. Îmi plăcea să vin, de fapt nu îmi plăcea să vin la biserică, dar când veneam la biserică îmi plăcea să stau în ultimul rând. Și când am aflat că trebuie să predic, am trecut prin niște emoții fantastice. Am pregătit predica din orbul Bartimeu. Și eram așa de emoționat încât am zis, învăț introducerea pe de rost. Și am învățat-o pe de rost. Da, cu o zi înainte m-au luat așa niște emoții că am zis, nu mi-ajunge introducerea, am învățat toată predica pe de rost. O știam ca pe tatăl nostru. M-am ridicat în picioare. M-am dus acolo la amvon. Slavă Domnului, când biserica numărul 1, amvonul era... Încăpeau 3 acolo, ca mine. Nu se vedea nimic. Așa îmi făceau genunchi. M-am ținut de amvon, am uitat tot, complet, blank. Mă uitam ca un cerb în faruri. Știți vorba aia, da? Norocul meu este că în față era un verset scris, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă, spuneți voi? Și așa am început și eu predica. Așa am reușit să-mi treacă nervii. De atunci au trecut 23 de ani. De-a lungul timpului am perseverat. Am predicat la 20 cum am predicat la 2000. În timpul săptămânii, cum predic duminică dimineața. Am fost mai mult faultat și căpăcit decât lăudat. Dar un lucru am avut, nu m-am lăsat. Am perseverat. Acum vreau să te uiți la viața ta, pentru că asta a fost marea mea provocare, provocarea vieții mele. Un introvert fricos, nu mai spun că eram și șpanchiu, m-am operat între timp, slavă Domnului pentru operație, și cu multe complexe,
am ajuns unde am ajuns datorită perseverenței. Și acum vreau să te identifici în viața ta domeniul în care dacă ai persevera puțin, ai face o diferență extraordinară. Este un domeniu în viața ta, nu știu, trezitul dimineața? Vorbitul frumos cu copii, nu știu, seriozitatea ta? Este un domeniu în care dacă perseverezi, se schimbă ceva radical în viața ta. Conversația cu soția, nu știu, trebuie să identifici un domeniu în care trebuie să perseverezi. Când eram mic, aveam o lipsă crasă de răbdare. Nici acum n-am prea multă, dar slavă Domnului că am o nevastă răbdătoare. Făceam bastonașele, cârligașele, alea punctele, bețișoarele, dar pe vremea aia lucram cu călimară și cu sugativă. Țineți minte? Unii dintre voi, sugativa, cred că sunt aia care beau, nu? Îs și aia, dar nu despre aia vorbesc. Sugativa era o chestie care scăpa cerneala, o puneai și nu mai știți voi ce e aia. Anyways. Aveam răbdare cam jumate de pagină. După jumătate de pagină îmi pierdeam răbdarea. Vărsam, făceam, stropeam. Mama mă certa. Păi, nu poți să te concentrezi puțin. Nu vezi? Bastonașele deveneau bâte. De obicei pătam foaia cu cerneală, fiindcă se lua de pe sugativă. Eram foarte frustrat că aveam niște fete în clasă, alea de nota 10. Mama avea o temă. De unde o scoteau, frate? De ce? Că... Mamă, ce mă ofticam. Tema lor arăta imaculată, a mea toată, jumate bună după asta toată. Am avut multe hobby-uri, am colectat capace, am colecționat soldăței, dar deodată îmi pierdeam interesul și totul se făcea praf. Am avut un profesor fain de chimie și m-am înscris și la clubul de chimie, m-a ținut un an de zile. Aveam tendința să mă pierd pe drum și să nu am perseverența necesară să ajung la ceea ce trebuie să ajung. Profesorii mă descriau părinților așa. Brânză bună în burduf de... Spuneți voi. Brânză bună în burduf de câine. Adică, domne, deștept, dar nu perseverează. Dacă și tu ai fost la fel, urmărește-mă, pentru că până la final, cred că găsim împreună în acest psalm o soluție. De a continua cu perseverență, a găsi acea răbdare, acea reziliență, să stăm până la capet și să ajungem acolo unde nu am ajuns. Și am constatat că, de asemenea, unul din semnele pelerinului creștin este răbdarea. Și cumva noi am spus răbdarea sfinților, la aia n-ajungem noi, aia au ajuns doar câțiva, 2-3 în Noul Testament și cam asta e tot. Dar vă spun... Am ajuns să respect oamenii rezilienți, perseverenți, care au rămas în același loc, indiferent de furtună și de vânt. De fapt, ceea ce vă spuneam este că Psalmul 129 este o lecție de perseverență și anume de credință perseverentă. Auziți ce spune psalmistul? Destul m-au asuprit din tinerețe, să o spună Israelul. Destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Vedeți, poporul lui Dumnezeu întotdeauna a avut o viață grea. Dacă te uiți la istoria Israelului, are o viață, a avut o viață extraordinar de grea. De la început, din Egipt, din delta de acolo, până au intrat în țara Canaanului și mai apoi după, poporul Israel a avut o viață foarte grea. Săptămânile trecute mă uitam la ceva documentare despre... ce s-a întâmplat cu evreii după acel de-al doilea război mondial? Faptul că au trebuit să se întoarcă din nou în lagărele de concentrare care de fapt au devenit niște un fel de campuri în care să poată trăi ei, fiindcă casele le-au fost luate din orașele lor. Și mă uitam ce incredibil popor s-a încăpățânat să creadă până la capăt. Și ne uităm acum ce se întâmplă acolo. Este incredibil reziliența acestui popor. De fapt, psalmul acesta vorbește de reziliența și perseverența poporului Israel. M-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Au încercat să mă distrugă, dar nu au reușit. Mulți cred că creștinul... ca să biruiască. Pentru că, cum am spus, Biblia are lecții pentru noi. Vechiul Testament, de fapt, este o oglindă a Noului Testament. Mulți cred că creștinul are o viață ușoară
Și de fapt, ca să te maturizezi, trebuie să fii protejat. Iar eu îți spun astăzi exact contrariul. Exact contrariul. Creștinismul crește, înflorește în adversitate. Cele mai mari minuni s-au făcut atunci când poporul a fost persecutat, când faraon era în urma lor, când cezarul îi ținea cu lanțul, când comuniștii nu ne lăsau să ne întâlnim și aveau loc rugăciuni de alea ascunse, cu perne prin geamuri, botezuri la copcă, afară, în pădure. Cei mai frumoși creștini au fost atunci când a fost persecuție. Atunci când creștinismul era persecutat, se spune că credința, de fapt, este un copac cu rădăcinile adânci. Am citit că undeva în America au încercat să facă un parc foarte frumos și s-au dus într-o pădure unde căzuseră toți copacii, doar rămăseseră câțiva în picioare. Și au zis, alegem locul ăsta, defrișăm totul, lăsăm numai copacii care sunt deja și aducem din sere copacii, plante și vom face o grădină absolut incredibilă. Și au lucrat ei câteva luni și au stabilit o dată de inaugurare a parcului acela absolut incredibil de frumos. Trebuia să vină primarul și toate oficialitățile, dar în noaptea respectivă a fost o furtună de asta foarte mare, vânt foarte puternic și spre uluirea lor, când s-au dus dimineața acolo, tot ce plantaseră ei era la pământ. Singurii care au rămas erau copacii aia care au stat în timpul vânturilor. Copacii care au rezistat vremurilor rele. Cei care au fost aduși din seră erau toți la pământ. E bine, ca și în istoria Israelului, viața creștină este despre rezistență, reziliență, perseverență și răbdare. Și ce frumos e că avem Biblia, să vedem acolo niște exemple de perseverență și primul evident este Iisus. Am trei eroi mari în Biblie, Iisus, Pavel și David. Despre David v-am mai vorbit, dar nu vreau să vorbesc despre el astăzi, ci vreau să vorbesc despre Iisus și despre Pavel, ca exemple ale perseverenței. Ne amintim de Iisus. Slujirea lui a început în pustie, 40 de zile ispitit. Și s-a încheiat în Ghețimani și mai târziu în Ierusalim. Nu este nimeni care să fie experimentat o trădare mai mare, o nedreptate mai mare pe acest pământ ca Iisus. Mai întâi încercările viclene ale diavolului să-l scoată de pe traiectorie și să-l ajute, să-i facă puțin self-help. Asta e plină societatea noastră de self-help, ajută-te singur, nu? Diavolul ce a spus? Transformă pâinile. Self-help, ajută-te să fii mai eficient. Era o deghizare, o șmecherie. Apoi l-a trădat prin Iuda, Satan prin Petru i-a spus, nu, Doamne, să nu cumva să mori, nu-i așa? Și apoi în final, la crucificare, toate tentațiile, asaltul brutal trupului torturat și pe cruce o bucurie de neînțeles pentru noi și o pace. Și o reziliență fantastică. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. În brațul tău, în mâinile tale, mi-ncredințez Duhul și apoi învierea. Țineți minte cum îl descria profetul Isaia în capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat, n-avea nici frumusețe, n-avea nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Atenție! Un portret al respingerii și a persecuției dureroase. Cum a putut rezista Iisus cu așa un început? Fiți atenți, uitați-vă la rezultatele lui. Versetul 10. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat,
va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Credinciosul supraviețuiește în ciuda necazurilor. Învățăm de la Iisus. El nu numai că n-a eșuat, el a biruit și ne-a dat și nouă această capacitate de a fi perseverent și a merge până la capăt. Pentru că credința rezistă. Pavel, ce interesant, viața lui s-a transformat uluitor. Puțini sunt în creștinism care au fost așa de transformați și folosiți cu putere de Dumnezeu. Era un fariseu, un cărturar care persecuta biserica și pe drumul Damascului Iisus Hristos iese înainte. Are acea epifanie, orbește evident când se uită la strălucirea lui Hristos și până la urmă ajunge apostolul, unul din cei mai influenți care a scris aproape mai mult de jumătate din Noul Testament și e foarte interesant ce scria el Corintenilor în capitolul 2, versetul în Corinteni 2, capitolul 11. Spunea el: sunt ei slujitori ai lui Hristos, vorbesc ca unii ieșit din minți. Și eu sunt mai mult, în osteneli mai mult, în temnițe mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Faceți voi matematica, 5 ori 39. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii și în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși. În osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Wow! Un sfert din astea și eram plecați toți în delegație. El a avut perseverența extraordinară. A reușit să stea în locul pe care l-a așezat Dumnezeu. Niciunul din necazurile acestea nu l-a întors din calea lui, niciunul nu l-a convins că ăsta este drumul greșit, niciunul din necazuri sau din persecuții nu l-a convins că nu are o chemare potrivită, nu face ceea ce l-a chemat Dumnezeu, pentru că la sfârșitul vieții, ce interesant, scria în Filipeni așa, capitolul 3, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, mă arunc spre ce este înainte. Aleluia! Asta este cea mai bună definiție a perseverenței. În necazuri. Uitând ce este în urmă. Doamne, cum poți să uit? Tu ești singurul care poți uita. Biblia spune că El a aruncat păcatele noastre în marea uitării. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că El alege în mod voit să nu-și aducă aminte de niciunul din păcatele tale. Asta spune Biblia. Ok? Noi nu avem capacitatea asta dumnezeiască. El, așa cum nu poate să nu uite niciuna din păcatele noastre, niciunul, El alege să nu uite nici, să uite orice păcat. Pavel spune, eu pot să aleg să uit ce a fost în urmă, adică să iert pe cel care mi-a greșit. Să dau circumstanțe celor care m-au persecutat. Să mă gândesc la anii răi ca o pregătire pentru cei buni. Vă aduceți aminte de Edison? Să folosesc eșecurile ca să îmi clădesc viitorul luminos cu Dumnezeu. Să mă uit în trecutul meu și să înțeleg că Dumnezeu nu este un Dumnezeu crud care s-a bucurat de durerea mea, de suferința mea, ci m-a făcut să experimentez. A îngăduit experiențele astea urâte din viața mea, pentru că are un plan măreț și vrea să mă folosească cu putere în anii buni ce stau înaintea mea. Întotdeauna vă spun, frumosul, minunatul este înainte, nu în urmă. Pentru că Iisus este acolo și Iisus ne așteaptă acolo. Perseverență, răbdare, calea credinței nu este un moft care este aruncat așa dintr-un secol în altul, ci calea credinței durează.
Este un sistem care funcționează, este testat temeinic. Cum devenim perseverenți? Cum reușim oare să rămânem pe cale? Asta este întrebarea, dacă vreți, care o primesc cel mai des. Cum rămân perseverent pe cale? În primul rând, trebuie să înțelegem că hamurile sunt tăiate. Asta spune psalmistul. Fiți atenți. Este un verset fascinant și foarte util. Spune, Domnul este drept, El a tăiat funiile celor răi, atunci Dumnezeu a rupt în bucăți hamurile plugarilor răi. Da? Și versetul precedent oferă contextul. Plugarii au arat brazde lungi în sus și în jos pe spatele meu. Acum trebuie să facem un exercițiu de imaginație. Vă spuneam în prima predică din această serie că psalmii au un limbaj poetic. Adică nu trebuie să luăm motamoto ce scrie acolo, că nici Luceafăr nu l-a luat motamo. Ok? Trebuie să înțelegem că este un limbaj poetic. Acum hai să ne imaginăm Israelul, un bărbat întins la pământ, și dușmanii plugarii cum trec cu boii și cu plugul peste spatele lui. O dată în sus, sistematic, a doua oară în jos. Încă o dată în Amos scrie că așa îi torturau pe prizonieri. Okay? Este o imagine vie pe care evreii au înțeles-o foarte bine. Era un mod de tortură. Imaginează-ți pe Israel stând întins jos și prins și plugarii răi trecând cu plugul peste spatele lui înainte și înapoi, înainte și înapoi. Și deodată conștiința că nu mai doare nimic. Ei trec înainte și se duc înapoi și trec înainte și se duc înapoi. Boii ăia merg fără să se uite în spate că bou are gâtul gros. Da? Foarte încăpățânat, el nu poate să uite înapoi, deci el foarte mândru de lucrarea pe care o face și deodată Israelul sau bărbatul își dă seama că hamurile sunt tăiate, plugul nu mai este legat la boi. Fiți atenți că asta e foarte important pentru noi. Înainte să venim la Hristos, diavolul ara pe spatele nostru, își bătea joc de noi. Și ne-a prins cu gamblingul, cu pornografia, minciuna, înșelătoria, cu toate lucrurile astea rele. Ne-a prins și ne ținea ca pe un bărbat pus la pământ și ara cu plugul, sistematic, pe spatele nostru. Deodată ne-am întâlnit cu Iisus și Iisus a luat păcatul nostru. E foarte interesant că mulți dintre noi trebuie să fim pălmuiți câteodată. Ca să înțelegem că păcatul nu mai are putere asupra noastră. Că Iisus este Cel care ne-a transformat, a luat păcatul nostru și a tăiat hamurile boilor. Păcatul, atenție mare, după ce te-ai întors la Dumnezeu, păcatul nu mai are putere să te rănească. Adică tu ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care a venit prin credință, care a transformat inima ta și în felul acesta s-au tăiat hamurile. Și dacă continui în păcat, nu este pentru că păcatul are putere peste tine, ci fiindcă ești acolo jos și tot crezi că ești supus diavolului. Ce spune psalmistul aici, absolut incredibil, este că Domnul a tăiat hamurile. Suntem liberi, oameni buni. Suntem liberi de păcatele care ne țineau robi. Mulți de aici n-au iertat, pentru că încă sunt ca Israelul cu fața la pământ, plin de sânge și cred în continuare că se uită la boi. Scuzați în franceză, se uită la boi. Care trec încolo și încoace sistematic pe lângă noi și ne spun că de nu ajungem, nu suntem suficienți, nu suntem buni, s-a întâmplat, mergi și tu la biserică, so what, la fel ești, ăștia sunt boii care ară încolo și încoace, încolo și încoace. Și trebuie să ne trezim. Hamurile sunt tăiate. Hristos, pe cruce, a biruit. Viața noastră este eliberată. Binecuvântat să fie Domnul. Așa că, da, am ceva cicatrice, am ceva probleme din trecut, dar astăzi, prin Iisus, aleg să cred adevărul. Hamurile sunt tăiate și când ai înțeles asta, deja te activezi și ajungi și tu să începi să ai pasiunea răbdării. Este
Este un verset în psalmul ăsta pe care astăzi încerc să-l explic fără să îl apăr pe psalmist. Și el este așa: să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Asta sună așa, a blestem puțin, nu? Adică e un fault, un cartonaș ceva. Mai ales pentru noi creștini, n-avem, trebuie numai să binecuvântăm. Este o furie care pulsează în inima psalmistului. Este o furie sfântă. Miercuri eram la grupul de mentorship și am vorbit despre iertare și despre furie, sau despre furie și iertare. Și discutam despre faptul că Biblia spune mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Înseamnă că este o mânie acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. Nu? Este mânia pe care a avut-o Iisus când i-a alungat pe valutiștii din templu. O mânie sfântă. Este mânia pe care o avea Pavel cu iudaizatorii din Galatia. Este mânia pe care are dreptul să aibă un soț în ceea ce privește soția lui, gelozia aceea este o gelozie sfântă. Astăzi nu vom căuta să găsim scuze pentru dorința de răzbunare a psalmistului, ci astăzi o să-i admirăm energia și pasiunea. Da, când crezi ceva cu putere, ești pasionat. Te mai și enervezi. Când ești pasionat de lucrarea lui Dumnezeu, de întoarcerea oamenilor la Hristos, când ești pasionat să-i scoți pe oameni din mocirlă, te supără foarte tare, te enervează și te mânie când unii pun piedici. Da, nepăsarea este aproape inumană. Ne uităm în societatea în care trăim și vedem că este o nepăsare apatică, leneșă. Asta este moartea perseverenței. Moartea perseverenței nu este oprirea. Toți ne-am oprit și a trebuit să ne regrupăm și să mergem mai departe. Moartea perseverenței este nepăsarea. Nepăsarea. Trăim într-o societate unde sunt o mulțime de bărbați fără pasiune, fără zvâc, fără nerv. Ăștia sunt bărbații care nu cred în nimic. Și de ce mă adresez bărbaților în special? Pentru că ei sunt chemați să fie lideri și cap. Societatea noastră este plină de gambleri care știu să rezolve pe computer zeci de mii de probleme, dar nu știu să încheie bine la șireturi. Și nu îi enervează nimic. Decât poate dacă nu vine Glovo în 15 minute. Dar nu au nicio pasiune. Niciun zvâc. Ne uităm la psalmist. Ăsta, pentru lucrarea lui Dumnezeu, se enervează, se mânie. Plutim așa pe valul comodității în ceea, și ne uităm că când ne pasă, ne mâniem. Și hai să vă dau un exemplu. Un copil iese intempestiv pe stradă. Scapă din mâna mamei și zice pe stradă. O mașină aproape să dea peste ea, frână, virează și se duce. Iese mama în stradă. Ce face mama? Izian? Nu, se mânie. Îl caftește pe ăsta, strigă la, după ăla, îl blestemă pe ăla care a trecut bietul de el. Ce spune asta? Mânia arată pasiunea. Mai important, mânia arată dragoste. Mama își iubește copilul. Dumnezeu se uită acum la viața ta și e mânios. Dar nu e mânia aia care să te zdrobească. E mânia iubirii cu pasiune. Te iubește cu pasiune, te dorește lângă El. Îți spune, am tăiat hamurile, de ce mai ești încă subjugat? Boii nu mai au nicio putere, ei doar defilează pe lângă tine. Nicio putere nu mai au. Și eu ies în stradă și strig. Că te vreau lângă mine. O, ce mult îmi doresc astăzi că aici, la Rema, să fie oameni pasionați. Da, care mai mânie, se mai mânie, mai greșesc, că suntem oameni, dar oameni pasionați. Am citit nu de mult că într-o gară în Japonia un om a leșinat și a căzut pe jos. Și toți de acolo au scos telefoanele să-l filmeze, niciunul nu s-a dus să-l ajute. Trăim într-o societate bolnavă, oameni buni. Știți care e boala? Nepăsarea. Nepăsarea.
Oamenilor nu le mai pasă. Despre asta este vorba. Și creștinismul este totul despre vecinul tău. Neighbor, asta spune King James. Aproapele, traduce Cornilescu. Cum poți cu nepăsare să fii un creștin bun? Nu mai vii aici la biserică, faci, semnezi condica și ai plecat mai departe? Nu, asta nu e creștinism. Când îți pasă, te implici, te mânii, faci tot ce depinde de tine. Vedeți, psalmii ăștia n-au fost cântați de pelerini perfecți. Ăștia au fost oameni ca noi. Oameni care au greșit. Oameni care s-au îndoit. Oameni care au avut frici. Oameni care au făcut greșelile lor. Perseverență, atenție mare, nu înseamnă perfecțiune. În niciun caz. Înseamnă constanță. Înseamnă că continuăm să mergem. Nu renunțăm. Nu renunțăm. Știm că este o călătorie lungă și periculoasă, da? Ne mai surprindem țipând la copii, la soți, la soții, ne pocăim, ne cerem iertare, mergem înainte, țipăm pentru că iubim. Nu toate țipetele sunt bune. Ok, ca să ne înțelegi, ați venit la biserică, v-a spus păstorul, mergi ca și țipați. Nu. La consilierea premaritală, cei pe care i-am căsătorit, poate să vă spună. Le-am spus, la soț și la soție nu strigi decât dacă arde casă. Am spus asta, da? Ci vreau să justific doar pasiunea. Țipăm pentru că ne pasă. Îi iubim. Țipăm în societate și încercăm să fim văzuți. Nu din cauza branding-ului, branding-ul e prea puternic. Nu. Țipăm pentru că ne pasă de oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă aș ști câți au auzit și au venit și s-au întors la Dumnezeu, numai pentru că au văzut o postare. De asta țipăm, pentru că ne pasă, ne pasă de Dumnezeu, ne pasă de împărăție, ne pasă de moralitate. Și când vine unul și pune un blocaj la unul care este proaspăt în credință, sunt primul care mă mânii. Și îmi vine exact ca psalmistul să spun, să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei care urăsc Sionul sau lucrarea lui Dumnezeu. Ascultă-mă, perseverența nu înseamnă resemnare. A suporta lucrurile așa cum sunt, a merge pe aceeași cale, an de an, și să fim un preș pe care să calce oamenii. Nu scrie în Biblie nicăieri asta. Nicăieri. Reziliența noastră nu este o agățare disperată, ci o călătorie din putere în putere. Nu există nimic obosit și banal la Pavel. Nimic palid la David. Nimic slab la Iisus. Ce îmi place că psalmistul ăsta care a scris psalmul s-a ocupat preoții, învățătorii, și l-au făcut să aibă ceea ce numea cineva pasiunea răbdării. Da, rabd, sunt rezilient, da, perseverez, dar nu sunt în niciun caz moale. Nu, suntem într-un pelerinaj asemănător, suntem creștini, perseverenți, răbdători, dar nu putem să tăcem când ne bagă pe gât agenda LGBTQ și mai știu eu ce litere și perversiuni. Nu putem. Trebuie să stăm drepți și să spunem adevărul. Pentru că ne pasă. Nu că nu iubim oamenii, ne pasă. Sunt astăzi oameni care justifică atacurile din 7 octombrie din Israel, pentru că Israel este o națiune ocupantă. Oameni care stau mai mult pe Facebook decât cu Biblia și cu realitatea lui Dumnezeu. Încă suntem conduși de incapabili, incoerenți, încă trăim în sistemul vechi al camarililor și al servilismului politic. Dacă am tăcea, am fi anesteziați, bun de nimic. Dar creștinul trebuie să spună adevărul. În dragoste, câteodată ne mai și enervăm. De ce? Că ne pasă. Suntem pasionali. Nu ne cerem scuze pentru asta. Ascultă-mă bine. Perseverența înseamnă că suntem acid, nu bază. Și lumea e fierul. V-am spus că am luat un an de chimie și am fost, da? Cam acolo m-am blocat. Pentru cei care n-ați, știți ce e aia cu acidul și cu baza? Acidul atacă metalul, baza e unsuroasă, fără gust și nu face nimic ca metalul. Când Hristos mi-a tăiat hamurile, nu numai că sunt liber,
ci devin puternic, acid, perseverent, pasionat pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu este cu cei care iubesc Sionul. Sionul azi este un concept frumos pe care noi trebuie să-l înțelegem. Nu are de-a face numai cu Israelul. Aia este chestie cu Vechiul Testament și ce plan are Dumnezeu cu poporul Israel. Sionul pentru noi este biserica întâilor născuți. Cea pe care iubește Dumnezeu, lumina ochilor lui. Primesc des întrebarea asta. Dacă Dumnezeu este cu noi, de cine este așa de greu? Cum reușesc să devin perseverent? Și răspunsul este în felul următor. Mai puteți? Doar un minut și ne rugăm. Atenție! Găsește centrul. Iisus este centrul. V-am spus puțin de cum eram eu când eram mic, pentru că eu nu găsisem centru. N-am găsit ceva mai mare decât mine, mai important decât mine. Credința creștină este găsirea celui centru. Dumnezeu este acolo, Dumnezeu este drept. Motivul pentru care în copilăria mea eram inconsistent, nu găsisem centru de organizare în viața mea care să-mi ceară tot ce am mai bun. Dacă nu reușești să fii perseverent în ceva, să știi, încă n-ai găsit centru. Trebuie să găsești centru. Iisus este centru. Pentru că în viață sunt nenumărate provocări și provocările alea nu sunt pentru a ne face rău, ci pentru a ne mări credința, pentru a ne spori reziliența, pentru a fi mai perseverenți, pentru a scoate din noi cei mai buni, să ajungem odată ca psalmistul să spunem, dar piară odată ăștia care se împotrivesc lucrărilor lui Dumnezeu. Așa cum a zis Pavel, tăi, să se taie. Nu putem spune aici, o să spunem altă dată exact ce scrie acolo, terminul ăla. Să se taie odată cei care promovează circumcizia. Atenție! El ne ajută numai atunci când El este centrul. Așa că azi ne uităm în viața noastră și identificăm lipsa perseverenței în lipsa credinței. În faptul că încă suntem noi în centru. Încă este vorba despre me, myself and I. Despre mine însumi. Și niciodată n-a fost despre mine, ci întotdeauna este despre Iisus. Amin? Hai să ne ridicăm înaintea Domnului. Și am vrea să identificăm exact cum a fost provocarea la început. Domeniul din viața noastră unde trebuie să fim mai perseverenți, mai pasionali, mai credincioși, mai rezilienți. De obicei, durerea cea mai mare pe care o ai este exact domeniul pe care Dumnezeu vrea să, în care Dumnezeu vrea să te folosească. Întotdeauna le spun slujitorilor de la Rema, ce te doare este chemarea ta. De ce vrei să scape astăzi prin lipsa de perseverență? Este exact lucru pe care Dumnezeu vrea să-l folosească ca să îți îndeplinești chemarea pe acest pământ. Auzi ce spunea Iacov, fratele Domnului. Fiți dar îndelung răbdător, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și ploaie târzie. Fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Cine crede că venirea Domnului este aproape? Haleluia! Îl așteptăm! Haleluia! Și mai spune ceva, fiți atenți. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată, judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare sau reziliență sau perseverență pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei care au răbdat, au perseverat. Ați auzit vorbindu-se despre perseverența lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Binecuvântat să fie Domnul. Uită-te la domeniul din viața ta unde simți că îți pierzi puterea de a continua. Așa cum stăm toți, plecăm capul, închidem ochii.
Pentru că este momentul în care Duhul lui Dumnezeu transformă și lucrează în viața ta, acum în momentul ăsta. Venim ca psalmistul înaintea Domnului și spunem, Doamne, ăsta este locul unde am nevoie de ajutor pentru ca să fiu răbdător până la capăt, rezilient, perseverent. Poate este vorba de relație, poate este vorba de locul de muncă, poate este vorba de școală. Tu știi despre ce este vorba. Dar o aduci acum înaintea lui Dumnezeu cu mâinile întinse ca semn de credință și spui, Doamne, îți dau ție domeniul ăsta. Trebuie să fiu mai răbdător cu copiii, trebuie să fiu mai înțelegător cu soțul, trebuie să fiu mai aproape, mai credincios, trebuie să fiu mai pasionat pentru lucrarea ta, Doamne. Îndeajuns am stat deoparte și am văzut pe alții lucrând. Spune cu gura ta în momentul ăsta, în șoaptă sau în gând, domeniul respectiv. 2, 3 și acum. Tată Ceresc, ai auzit rugăciunea inimilor credincioșilor tăi. Ai auzit suspinul inimilor celor care sunt aici încă n-au făcut un legământ cu tine. Doamne, ești atotputernic, ești suveran, ești Dumnezeu minunat. Ne-am uitat la Hristos, cel care a rezistat până la capăt. Avem nevoie de acea răbdare, avem nevoie de acea reziliență, dă-ne această perseverență. Astăzi, acum, te facem centrul vieții noastre. Ești centrul familiei noastre, ești centrul bisericii noastre, ești centrul vieții noastre. Totul se rezumă la tine. Doamne, dă-ne puterea să înțelegem lucrul acesta. Și dă-ne puterea să acceptăm necazurile, persecuțiile, lucrurile grele pe care nu le înțelegem. Fiindcă acum, am înțeles prin cuvântul tău că tu, de fapt, ne crești credința. Folosești zilele rele ca să le pregătești pe cele bune, așa cum au fost vacile slabe în vedenia lui Iosif. Da, Doamne, anii răi, anii grei, anii de care nu vrem să ne mai aducem aminte, lucrează pentru binele anilor ce ne stau înainte, anii frumoși, anii în care ne vom bucura de Tine, cu Tine, cu familiile noastre. Doamne, Tu ești Domnul. Tu ești Domnul. Și acum iartă, Doamne, toate inimile care sunt împărțite, toate atitudinele placide, lâncede, fără pasiune. Doamne, stârnește un foc în inima noastră. Da, Doamne, nimeni nu mai are spatele nostru pentru că Tu ai tăiat hamurile la cruce, la Golgota. Binecuvântat să fie numele Tău. Și astăzi declarăm domnia Ta peste casa noastră, peste inima noastră, peste viața noastră, peste biserica noastră. Suntem perseverenți pentru că Tu ai perseverat până la capăt. Binecuvântăm numele Tău. Și toți care cred să strige amin și aleluia.